tare, dragi prieteni, sunt Ana și astăzi am revenit la nou vlog și am venit de la școală. Am o dispoziție foarte bună pentru că am primit note foarte bune și am aflat că am primit și eu câteva cadouri de la voi, de la turneul Iuliana. Îmi pare rău că n-am putut să ajung acolo, dar pregătesc o surpriză și încă nu este gata, așa că nu am vrut să vin fără surprize. Așa că așteptați-mă data viitoare cu multe, multe, multe surprize, iar acum hai să desfachităm cadourile de la voi. Nu sunt foarte multe, dar sunt foarte fericită pentru ce se află aici, adică încă nu știu, dar oricum este din sufletul vostru, vă mulțumesc, hai să începem. O să încep cu această bombonică, dacă este bombonică, dacă nu, habar n-am. Hai să vedem. Ce drăguț! Este un pompon! Pentru Ana, nu știu de la cine, dar este pentru mine. Bine, îți mulțumesc foarte mult! Așa, trecem mai departe. Pentru Ana Veregoi. O scrisorică, o să citesc. Stai, nu vreau să încep să bocesc. Ana, te-am urmărit pe YouTube de când am auzit de tine. Ești cea mai bună vlogăriță pe care o știu și ești dansatoarea mea preferată. Și când am auzit că vii împreună cu sora ta, venit direct aici ca să mă întâlnesc cu tine. Abia mă așteptat să te văd. Te iubesc foarte tare. Cu drag, Sandra. Ce drăguț! Din păcate nu am fost. Dar îți promit că o să ne vedem în viitor. Hai să trecem mai departe. Ok. Avem aici pentru Ana. Pentru Ana. Nu cred! Un carnețel. Îți mulțumesc foarte mult. Nu știu de la cine e, pentru că nu este scris, dar îți mulțumesc foarte, 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 foarte mult. Este foarte cute. Așa, trecem mai departe. Mai avem o scrisoare de la Amaris. Amaris, cred. Așa, haideți să vă citim. Pentru Ana Veregoi. Draga Ana, te admir mult, de mulți ani și mă inspir. Te pup cu draga Maris. Ce drăguț e! Este foarte creativă această scrisoare. Îți mulțumesc foarte, foarte, foarte mult. Atât de tare îmi place mie să despachetez cadourile. Să împărtășesc cu voi tot ce am primit și nu cred cu culoarea mea preferată. De fapt, nu este o culoare, dar nu cred! Holografic, ce drăguț e! Îți mulțumesc foarte, foarte, foarte mult, nu scrie de la cine e, dar... Ce mișto arată! Și acum... Această cutie este de la Maya pentru Ana, ce drăguț e! Așa, hai să desfac. Mor. Nu cred. Nu cred! La mine, la mama, Ana. Ok, mai am aici ceva, după cum puteți observa. Hai, să despachetăm. Un lac de unghii, cred. Ce mișto, are o culoare foarte, foarte frumoasă. Și... Da, cred că este ojă. Nu mă pricep, n-am vopsit pe unghii, dar e ok. O să mă păsească mama. Așa. Îți mulțumesc foarte, foarte mult, Maya. Și acum hai să vedem mai departe ce avem noi aici. Ce avem noi aici? Cercei. Nu cred. Ce mișto. Sunt super tari. Deci, sunt și albaștri, și roz, și argintii, și sunt foarte, foarte, foarte drăguți! Mai am aici ceva de la Maya. Apropo, îți mulțumesc mult că ai împachetat așa, pentru că îmi place foarte mult să despachetez, să rup, să... Bine, ok. Deci, hai să vedem aici, mai am un pic!
Acum iau așa. Ta-da, m-am scris Ana. Îți mulțumesc foarte mult. Și mie m-a rămas, cred că, un carnețel. Da, e un carnețel. Hai să vedem. Wow! E superb! Maia, îți mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc tuturor! Sunt foarte drăguțe aceste cadouri. Am primit multe carnețele și frumoase, nu foarte multe, dar vă mulțumesc mult! Sunt foarte, foarte drăguțe. Să știți că vă iubesc. Pe data viitoare!